Suntem cu maestrul Nicolae Furdui Iancu, chiar în locul unde s-a născut, în locurile natale, în Poiana Sohodol, Comuna Sohodol, în Țara Moților. Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumim pentru că ne-ați invitat, pentru că ne-ați primit aici. Ce mai faceți? Bună ziua, mă bucur că mă vizitați. Mă bucur că ceea ce vom înregistra va fi spre bucuria românilor care trăiesc departe de noi, departe de țară. Bine ați venit! Ce fac eu personal acum? Mă ocup de tot ce mi-au lăsat bunicii și străbunicii mei aici în vârful muntelui, în comuna Sohodol, la județul lui Alba, în satul Poiana. Aici m-am născut, ceea ce se vede în spatele meu este casa natală, casa în care eu m-am născut, care acum este o casă muzeu, să zicem, o casă care poate fi vizitată cu toate accesoriile de pe vremuri, cu tot ce avea ea cu mobilier, cu veselă, pe vremea copilăriei mele, când trăiau bunicii mei. Eu am trăit aici până la vârsta de 5 ani, aici m-am născut, am trăit până la vârsta de 5 ani și apoi părinții s-au stabilit în Abrud, acolo am crescut, dar vacanțele toate le petreceam aici la bunici și mă leagă foarte mult acest loc, chiar dacă este mai izolat, este locul meu, locul părinților, a moșilor și a strămoșilor mei. Și mă bucur că am reușit să restabilesc oarecum gospodăria de altă dată a bunicilor. Așa cum spune proverbul, omul sfințește locul. Ați făcut Și mai ales locul lui natal. mai ales locul lui natal. Ați reușit să faceți aici, între munți, cum spuneți, în vârful muntelui, un loc mirific, un loc de basm. Trebuie să recunosc că nu am văzut multe locuri așa de frumoase peste tot pe unde am mers. Îmi spuneați în discuțiile anterioare că părinții dumneavoastră nu aveau neapărat mare încredere că veți face ceva aici sau vă întrebau ce cauți acolo, ce ai să faci acolo, totuși v-ați încăpățânat și... Da, după ce bunicii mei au decedat în 1992 bunica, în 1998 bunicul, am început investiția aici pentru că 10 ani a rămas pustiu și casa natală începea să se degradeze. Și atunci am luat eu inițiativa să salvez ce se mai poate salva. Și am reușit. Părinții mei nu aveau încredere pentru că știau cât de greu au dus-o aici, cât de grea era viața aici, pentru că nu exista infrastructură rutieră și trebuia să ajungi în localitatea asta peste deal, fie pe jos, fie călare, dar fără mașină. Deci nu erau șosele pe vremea aceea, nu erau drumuri de acces, decât cu carul cu boi și cu calul călare și pe jos. Dar am reușit acum, iată după atâția ani, cam 15 ani am de când am început aici, din 2005. Am reușit cu ajutorul autorităților locale și județene să avem infrastructură rutieră, să putem ajunge cu mașina, să transformăm biserica satului care era aproape pustie în mănăstire și a început o altă viață, a început să se animeze oarecum viața de altă dată, să se reanimeze aici în această localitate Poiana Sohodol, care a fost o localitate populată. Aveam în jur de 600 de locuitori în acest sat. Și acum mai sunt vreo 40-50 de locuitori abia. Și aceia fac parte dintr-o populație îmbătrânită. De altfel, pentru că ați amintit de biserica satului și de mănăstirea satului,
am stat de vorbă și cu starețul mănăstirii. Părintele Irineu Filip, părintele care este Irineu. Starețul mănăstirii Poiana Suhodol, cu hramul Înălțarea Domnului. Da, este o biserică, biserica mănăstirii, care a fost biserica satului, era păcat să stea încuiată și cu lacătul pe ea, pentru că are o pictură foarte valoroasă, are o vechime de 100 și ceva de ani, 115 ani din câte știu eu, are o pictură în fresc realizată de frații Morușanu, care sunt niște pictori foarte renumiți, pictează acum numai în străinătate, are vitralii, seamănă cu o catedrală. Biserică atât de frumoasă că multe orașe nu au o biserică atât de frumoasă cum avem noi aici în vârful muntelui și era păcat să nu fie transformată în mănăstire și să nu fie gospodărită și populată așa cum merită. Acolo și lângă mănăstire locuiesc și eu și în acea biserică ați fost botezat? Da? Părinții mei au fost cununați, bunicii mei, părinții botezați, eu botezat în acea biserică, deci ne leagă, cum să zic, amintirii plăcute și în ceea ce mă leagă și în ceea ce, amintiri plăcute și în ceea ce mă privește, dar e vorba de părinți, de bunici, de strămoșii mei. Când veniți aici la munte, așa cum spuneți, cu ce vă ocupați? Aveți o gospodărie? Aveți am o mică gospodărie, o mică fermă? Am o turmă de capre, avem niște găini, avem porci, avem iepuri, da, avem animale, că doar dacă stai la munte nu poți să stai așa să nu faci nimic. Facem mișcare, în loc să mergem la sala de fitness, facem aici mișcarea și mai scade burta. De altfel, acum câteva zile ați fost ocupat cu pologul, cum da, se spune, fânul, la munte. Da, pentru că a fost o vară capricioasă, că a plouat foarte mult și am întârziat cu fânul, abia acum am terminat. Da. Spre a fost și august am reușit și eu să adun tot fânul. A fost și Tudor aici să vă ajute, nu? A fost și Tudor Furdoiancu. Și la ajutor, dar el a fost și la munca lui artistică. A reușit să realizeze două videoclipuri aici. Unul a apărut și urmează al doilea să apară și el și o să poată să-l vadă toată lumea. Am văzut pe Facebook, e vorba de un cântec postat o melodie foarte frumoasă, Vino mândră să mă vezi, sau Hai da mândră să mă vezi, exact. Da. Și al doilea videoclip este în duet cu o tânără solistă, Iulia Merca. Cântecul este Dragoste din depărtare. Iată că aici la Poiana Sohodol nu se face numai polog, începe să aduceți și arta. Păi nu numai muncim, ne mai și distrăm. Mai ales acum în perioada asta când spectacole nu prea sunt, pentru că știm ce necaz a venit peste tot pământul ăsta, o boală neașteptată la care cred că nimeni nu s-a gândit. Am stat mai izolați, dar în același timp am și muncit și una și alta și pe plan artistic. Tudor a reușit să filmeze aceste două piese, să realizeze două videoclipuri artistice chiar frumoase. Cred că ați fost, sunteți printre privilegiați, pentru că îmi spuneați că nu știți ce v-ați făcut în perioada asta, în perioada de izolare, 3 luni la oraș, mă rog, aveați măcar o curte Iulia, acolo. Eu locuiesc în Alba Iulia permanent, acolo am curte, sunt la casă, nu în apartament, dar totuși m-aș fi simțit un pic îngrădit acolo, să stau 3 luni, să nu pot să mă mișc în largul meu. Pe când aici toate pădurile și dealurile din jur mă acceptă, așa că pot să circul în fiecare zi pe unde vreau, fără mască. Credeți că perioada asta de izolare, carantinare, pericolul pe care îl prezintă virusul, mă rog, pentru unii mai mult, pentru alții mai puțin, e și o... Are și partea bună de a-i face pe oameni să întoarcă la natură, poate la liniște, să caute eu locuri cred că ca da. Acesta eu cred mai că mult? Da.
E foarte greu să locuim așa la etaje unul peste altul și când ne creștem copii în spații din astea înguste, restrânse, ar fi bine, măcar în vacanțe. Eu înțeleg, facilitățile orașului sunt multe și bogate, oportunități multe, dar eu zic că și la țară ai ce să faci. Mai ales că tehnica modernă ne permite, foarte mulți lucrează de acasă, mai ales acum în perioada asta, au lucrat de acasă și au reușit să se izoleze foarte bine în zona montană, unde aerul este mult mai curat și pericolul acestei boli este aproape inexistent. Spuneați că aveți capre. Eu personal sunt un mare fan al laptelui de capră, V-am brânzei de servit capră. lapte de capră și a Da, spus că e foarte. foarte Eu am bun. spus că e foarte bun și n-am mințit. Am mai și cerut încă câteva da, porții suplimentare. Sunt unele persoane care poate că au reticență Laptele de pentru capră că. este medicament, pentru că acest animal mănâncă toate florile de pe câmp. Cu florile începe, nu mai rămâne o floare și apoi se hrănește cu iarbă. Și bineînțeles că plantele astea medicinale fac ca laptele de capră să fie sănătos și în special pentru bolnavii de plămâni, cei care au afecțiuni pulmonare, pentru tratament este foarte bun laptele de capră. Nu e ușor de ajuns la dumneavoastră aici în Am multe Apuseni. bariere până la mine. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să vorbim puțin și despre cariera dumneavoastră, pentru că a avut un parcurs special. Sunteți un artist de excepție, sunteți apreciat de generații întregi de români și din țară și de peste hotare. Dar nu asta ar fi trebuit să fie, nu asta ar fi trebuit să fie drumul dumneavoastră. Ați fost dascăl. Cum ați Da. ajuns la nivelul ăsta? Păi, adevărul e că asta e o pasiune din tinerețe. Meseria e meserie, dar aici e vorba de pasiune. Mi-a plăcut muzica populară de aici, din zona mea și apoi din toată țara. Cântecul popular, cântecul tradițional m-a atras încă de copil. Eu cu părinții mei, în copilărie, participam la nunțile acestea țărănești care se organizau pe acea vreme și ascultam orchestrele care cântau acolo, mă făceau să trăiesc o bucurie care nici nu o pot explica. Deci de mic am fost atras de cântecul tradițional și abia pe la în adolescență mi-am dat seama că aș avea și o voce care m-ar ajuta să cânt aceste cântece. Ascultam vedetele mari de pe vremea aceea, care multe dintre ele nu mai sunt lângă noi, sunt în ceruri, dar cântecul lor a rămas. Ascultam vocea lui Ion Cristoreanu, lui Cristian Fărcașu, voci care m-au inspirat și care le-am avut ca model. V-ați imaginat vreodată Nu că mi-am veți imaginat ajunge niciodată și nici n-am atât de căutat celebru? să ajung mare vedetă. Eu am cântat de plăcere. Mi-a plăcut să cânt. Că această pasiune s-a transformat și în profesie până la urmă. A venit de la sine oarecum. Totul a venit de la sine fără să caut în mod special. Nu m-am gândit niciodată că va trebui să renunț la învățământ. Eu am predat 10 ani. În Alba Iulia am avut postul. Și a trebuit până la urmă să renunț la învățământ pentru că nu mai puteam să fac și una și alta. După ce eu am ajuns cunoscut în țară, în scurtă vreme, în 84 am câștigat un mare concurs și 85-86 deja mă cunoștea, eram cunoscut în toată țara. Și deja aveam turnee și spectacole foarte multe și nu mai puteam face față și la școală.
Am făcut o perioadă și una și alta, dar mi-a fost foarte greu până în 1989, în septembrie, înainte de evenimentele din decembrie 89. Deci în septembrie, la începutul anului școlar, mi-am depus demisia și am plecat din învățământ și am luat-o pe cont propriu, artist, solist vocal, liber profesionist. Și de atunci sunt liber profesionist. Și într-adevăr m-am bucurat de această libertate că în 30 de ani, 36 de ani sunt deja, în acești 36 de ani am reușit să trăiesc liber și să fac ce îmi place, să bucur, să văd bucuria pe fața oamenilor din jurul meu. Mi-a plăcut întotdeauna, nu numai prin cântec, ci și prin atitudine, să văd oameni bucuroși în jurul meu, oameni mulțumiți. Cum vă alegeți cântecele? Cum Cântecele, foarte multe sunt culese de aici, din zona Munților Apuseni, apoi m-am extins și în Ardeal. Cântece pe care eu le-am cules, cântece la care poate am ajustat textul, că era un text prea lung pentru scenă, deci ceea ce afli pe teren ca document trebuie transformat în act artistic, trebuie să-i dai personalitatea ta, să-l treci prin filtrul spiritului tău ca să-l transmiți la mai departe. Deci actul artistic este altceva decât cântecul document care l-auzi pe teren. Mulțumesc și publicului din țară și publicului din străinătate pentru bucuria care mi-a făcut-o de fiecare dată când m-am aflat în prezența lui. Acest public care pe fiecare artist îl stimulează, îi dă o motivație. Publicul este cel și aplauzele sunt cele care îți dau curajul de a merge mai departe. pentru că pomeneați de public și de concertele din străinătate, am avut în Canada marea bucurie de a vă avea pe dumneavoastră împreună cu Tudor Furduiancu și ansamblul Grupul instrumental grupul folcloric instrumental. Craiov, cu care eu colaborez în 1987, sunt 33 de ani. Și ați fost în De Canada când de suntem Ziua împreună, României am în fost de decembrie Ziua României, 89. am fost invitați de dumneavoastră, acum v-am invitat pe dumneavoastră la noi și așa facem schimb de experiență. Da, mulțumim pentru bucuria pe care ne-ați adus-o, pentru că au fost trei concerte la Montreal, Calgary și Edmonton, fantastice. Românii de acolo au plecat cu sufletul plin de Da. bucurie. Sperăm că și dumneavoastră v-ați simțit bine în Canada, chiar dacă a fost totul foarte din scurt, chiar dacă să ajungeți înapoi a durat aproape 2 zile cu Air Canada, cu anulările de zbor Da, care au fost. am avut niște Și niște aventuri, da. peripeții și aventuri pe acolo, dar totul s-a finalizat cu bine. Da, m-am simțit foarte bine la dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc publicului care a fost alături de mine. Televiziunii ESCO TV, eu îi doresc viață lungă și dumneavoastră de asemenea sănătate ca să puteți să o duceți mai departe și să transmiteți românilor și lucrurile frumoase, că astea trebuie transmise pentru a crește moralul fiecăruia, să nu mai vedem la televizor tot necazuri și tot felul de întâmplări care te indispun. Mi-ați povestit mai de demult din armată un lucru care dumneavoastră considerați că ar fi trebuit să continue să facă băieții armată, dar spuneți-ne ceva dacă Să doriți, vă evident. povestesc despre armată. Da, un pic. Da. Da. Am ajuns să discut cu domnul Bălan despre armată, gândindu-ne la cei tineri care astăzi sunt mult mai înceți în a realiza anumite lucruri, pentru că consider eu, pentru că n-am făcut armată. Armata, pentru mine, cel puțin, a fost benefică, pentru că am intrat pe poarta unității un copil și am ieșit după 9 luni un bărbat.
Deci copilul s-a transformat în bărbat în cele 9 luni de disciplină, de instrucție. Oarecum armata te pregătește pentru greutățile Da, vieții. Cum a fost după o tragere care n-a ieșit prea bine? Mi-ați povestit cu foarte mult haz. Am povestit mult mai multe. Dacă locotenentul major care ne instruia atunci, aveam săptămânal tragere la poligon și dacă tragerea nu ieșea bine, câțiva dintre noi trăgeau aiurea, puteam noi să, ceilalți să tragă foarte bine și să îndeplinească punctajul. Era necaz mare. Când ne întorceam pe drum, aveam probleme mari cu aviație la joasă înălțime, exact în noroi, exact în arătură. Și aveam colegi la... că eu am făcut armată la termen redus. Și aveam colegi studenți la IEFS, la Educație Fizică și Sport. Și erau dintre ei care leșinau la efortul ăsta. Dar iar noi, nu. Cei care am crescut aici la munte și eram învățați cu greu, noi mergeam și prin noroi și ne ridicam și mergeam mai departe și alergam. Eu eram al treilea în grupă, aveam și agheu în spate. Deci cine a făcut armată cam știe despre ce e vorba. N-a fost ușor, tocmai de aceea trebuie să treci prin niște greutăți ca să te călești, să te transformi într-un bărbat, într-un cap de familie care conduce, în viitor va conduce o familie, deci trebuie să fii... Maestre Furdoiancu, ce proiecte aveți în următoarele luni, în următoarele ani? Proiecte. E mai greu pe Aștept asta? Să se termine necazul. Iar proiectele care vin după ce se termină necazul ăsta, iar acum, anul ăsta, sper să mă odihnesc suficient. Iată că sunt să și părți. Să recuperez toți anii din urmă. Sunt și părți sunt și bune, părți bune. Depinde cum privim. Da. Da, vă dorim nu recuperare, dar o perioadă de relaxare cât mai benefică, totuși nu foarte, foarte lungă, pentru că vrem să vă vedem iarăși pe scenă și în România și de ce nu și în străinătate și în Canada. Se va putea, cu mare drag, îmi doresc să apar, că noi artiștii trăim datorită publicului. Și dacă nu ne întâlnim cu el, oarecum în interiorul nostru suferim. Deci publicul e cel care ne dă viață. Stăm de vorbă cu părintele Irineu de la mănăstirea din Poiana Sohodol, de aici de unde vine și Nicolae Furdoiancu. Iată că în vizită la Nicolae Furdoiancu am reușit să vizităm și această mănăstire extraordinară. Părintele Irineu este cel care a reușit de unul singur să înființeze această mănăstire, să transforme acest loc într-un mic paradis. Personal am fost extraordinar de impresionat. Părinte Irineu, puțin istoric despre această mănăstire. Referitor la datele mănăstirii Poiana Sohodol, s-ar putea spune foarte multe, dar ne rezumăm doar în câteva cuvinte, acelea că, într-adevăr, mănăstirea Poiana Sohodol s-a înființat în anul 1998, datorită faptului că oamenii de aici au început încet, încet să se răspândească în lumea largă. Unii oameni, fiind foarte în vârstă, au plecat la cele veșnice, iar alții au plecat fiecare pe unde au putut ca să poată să se descurce în viață și încet, încet satul a început să se vitrejească de personalul de altă dată, de oameni de altă dată, care, într-adevăr, au fost niște oameni deosebiți. Pentru că dacă n-ar fi fost deosebiți, nu ar fi existat în satul Poiana Sohodol o biserică deosebită. O biserică deosebită, spun, prin simplul fapt acela că se poate vedea și în imaginile care vorbesc de la sine, cum că, într-adevăr, au fost niște oameni deosebiți că au reușit într-un vârf de deal, într-un loc izolat, într-un loc retras,
din Dartă și Ciocan să facă o biserică deosebit de frumoasă, dar și trainică în același timp. O biserică mare de piatră, care are o vechime de 115 ani în momentul de față. Tocmai de aceea biserica a dăinuit peste timp datorită înțelepciunii oamenilor de altă dată care, într-adevăr, s-au gândit ca ei să facă o biserică, așa precum se poate vedea, care au ridicat-o pe lângă fosta biserică care era mai înainte, o biserică mai mică de lemn, care era necăpătoare atunci, fiind foarte multă lume în sat. Acum oamenii s-au împuținat, mai fiind. Acum, în prezent, mai sunt 25 de familii, cu o vârstă înaintată medie între 60 și 90 de ani, care, într-adevăr, oamenii încă se mai bucură de ceea ce a rămas și de ceea ce mai există în momentul de față. Dar Dumnezeu a rânduit ca, așa precum știm noi românii, din totdeauna, că Dumnezeu la un om îi poartă de grijă. Așa și la această locație a purtat Dumnezeu de grijă, pentru că în anii 1966-1972, împărăta Sfântul a venit de la Catedrala Patriarhală, Părintele Arhimandrit Dosoptei Murariu, care a supraviețuit în acest sat 6 ani doar, datorită vremilor de atunci, și el atunci a intenționat să facă o mănăstire în Părâna Suhodor, datorită climatului, datorită zonei, care este cu adevărat o zonă mirifică. Dar în răstimpul în care părintele 6 ani de zile a fost preot misionar, preot paroh în Poiana Salvador, s-a efectuat lucrurile care se pot vedea, pictura lucrată în frescă de către frații Moroșan, o pictură extraordinar de bine realizată, bine conservată și mai mult ca atât se poate vedea în imaginile ca atare cum că la geamuri sunt acele vitrali originale lucrate la atelierele Patriarhiei în anii respectivi, 1966-72, atunci s-a făcut și mobilierul din Biserica Mare, care este un mobilier deosebit de frumos, lucrat în lemn de stejar, iar iconele împărătești la catapeteazmă, inclusiv icoana Maicii Domnului, în ulei pe făiță de aur toate, lucrate la Mănăstirea Neamț în anii respectivi, atât s-a putut face în cei 6 ani cât părintele a fost, după care părintele a plecat și din anul 1972 și până în anul 1994 s-au perindat o sumedenie de preoți care n-au făcut mare lucru pentru că ei nu erau statornici, nu s-au implicat în activitatea nici prea accentuată duhovnicească, dar nici administrativă. Încât în 1994 s-a închis biserica și a rămas închisă doar pentru serviciile mai mari la înălțare, care are și hramul, ceea ce oamenii până în 1996, când am venit eu aici în Poiana Suhodor, nu se știa ceea ce la hram. Dar din 1997 și până în prezent, hramul Înălțarea Domnului s-a ținut cu puțin, cu mulți oameni care au fost. Mulți la început nu erau, dar încet, încet numărul oamenilor a crescut datorită faptului că ei au început să cunoască și locul și mai mult ca atât, să se încarce duhovnicește așa precum este și firesc și normal pentru un om, indiferent din ce zonă a lumii sau a țării ar veni, pentru că omul tânjește după o oază de liniște, după o încărcătură duhovnicească, încât el să realizeze că într-adevăr nu e singur. Dacă îmi permiteți, în acea biserică a fost botezat
Da, biserica satului, din satul Poiana Sohodor, care este numită și Mănăstirea Poiana Sohodor, de unde și-a luat și numele, a fost botezată și domnul Nicolae Furtuiancu, datorită faptului că el este băștinaș. Băștinaș fiind din satul Poiana Sohodor, sigur că a fost botezat aici în anii respectivi. Și mai mult ca atât, nu numai că a fost botezat, dar el a rămas un creștin devotat satului Poiana Sohodor, pentru că după 1996, după ce am venit aici, a venit și el și a conservat casa părintească, a făcut tot ceea ce era necesar, încât a înghebat și o mică gospodărie în care pot să spun că, într-adevăr, este foarte deosebită și mai mult ca atâta găsește liniștea necesară și, în cele două lucruri, în gospodăria în proprie, în care, într-adevăr, a pus foarte mult suflet, a făcut mare sacrificiu ca într-adevăr să o pună pe picioare și să se ridice pur și simplu la cerințele de Și astăzi. pentru că nu e așa, omul sfințește locul, ați făcut dumneavoastră același lucru aici. Nu v-a fost greu să faceți de unul singur, A totuși fost am înțeles că greu. sunt foarte puțini oameni aici. Complexul acesta mănăstiresc este foarte bine administrat, foarte bine îngrijit. Personal sunt foarte, foarte impresionat să văd aici un singur călugăr care a reușit Mulțitor. să facă. Da. Nu putem acum să spunem că a fost ușor, dar nu trebuie să ne plângem nici că a fost greu. Datorită faptului că atunci când ai vocație și atunci când ai voință și ai credință și o doză de răbdare, eu cred că cu adevărat că poți să faci ceea ce mulți poate nu cred sau mulți nu realizează că, într-adevăr, omul poate să facă lucruri mari. Nu știu cât de mari sunt, dar eu știu un singur lucru, că n-am făcut decât numai ceea ce era necesar. Am făcut ceea ce era, într-adevăr, pur și simplu lucrurile care erau necesare datorită faptului că un cor de chilii, un parachez de iarnă și o renovare a bisericii mari și mai mult ca atâta, tot ceea ce se poate vedea în jur, împrejur, s-a făcut pentru că era necesar să facă pentru confort a oamenilor care vin, încât ei să-și găsească pacea trupească, liniștea sufletească, încât omul să se simtă ca la el acasă, să se simtă relaxat. Pentru că, sigur, orice lucru frumos cere într-adevăr dăruire, cere sacrificiu, cere jertfă, prin simplu fapt acela că nu e ușor, într-adevăr, așa cum părintele Dumnezeu să-l ierte, părintele Lavrente, de la care cu ani în urmă era duhovnic de la Mănăstirea Frăsenei, îmi spunea când a venit aici: chiar vrei să te mântuiești mergând prin flori? Nu poți să te mântui mergând prin flori, ci numai și numai prin spini, dar spinii trebuie tăiați, trebuie retezați și cât se poate trebuie smulge rădăcina. Pentru ca ei, într-adevăr, să nu mai revină la loc prin simplu fapt acela că omul e cel care poate să facă multe lucruri, dar trebuie să aibă, cum am zis și fără să mă repet, și voința, și credința, și dăruirea aia că, într-adevăr, să lăsăm un loc de bună ziua în viața asta de zi cu zi, care știm fiecare că nu e o viață veșnică, ci o viață vremelnică. Viața veșnică, ca să o dobândim, trebuie să avem tăria și trebuie să avem, pur și simplu, nădejdea în Dumnezeu, care știm că El poate să ne dea mai mult și cred că nu ne dă mai mult decât putem să ducem, pentru că omul uneori e pus și la încercare, pentru că încercarea asta vieții este într-adevăr aprigă, dar nu trebuie să ne dăm bătuți, nu trebuie să fim lași, trebuie să fim
cu adevărat acei care, destoinici oameni care cred că așteaptă și Dumnezeu de la noi, dar așteaptă și cei din jurul nostru, pentru că un om când vine, nu vine întâmplător, nu vine degeaba și vine că într-adevăr el are o problemă, are o mâhnire, are o nemulțumire, are un necaz și acel necaz trebuie într-adevăr să-l diminueze și el să-și schimbe starea și să devină cel care tinjește să devină prin simplu fapt acela că a venit acolo unde a trebuit, la mănăstire, unde poate să calce pragul bisericii cu un gând, sigur, mai greu, dar să se întoarcă cu seninătatea, cu bucuria aia că într-adevăr a fost primit, a fost ascultat și Dumnezeu e Cel care lucrează. Pentru că noi doar suntem unerte ale lui Dumnezeu încât mijlocim pentru cei care vin la noi ca ei, într-adevăr, să schimbe starea, să se amelioreze suferința și să devină ceea ce își doresc fiecare. Pentru că viața, trebuie să realizăm fiecare, este cu adevărat scurtă, așa precum zice psalmistul, chiar dacă viața unui om e de doar de 70 de ani, ceea ce este mai mult osteneală și durere. Osteneala și durere poate să fie și înainte de 70 de ani, dar fiecare trebuie să avem optimism, trebuie să avem nădejde și trebuie să avem tăria și puterea de a ne duce crucea acestei vieți așa precum binevoiește Dumnezeu, așa precum spune fiecare candidat atunci când se călugărește, așa cu ajutorul lui Dumnezeu îmi voi duce crucea. Pentru că crucea călugăriei, a familiei sau a celibatului nu este tocmai o cruce ușoară, dar cu bună voință, cu multă credință și cu ajutorul lui Dumnezeu, eu zic, că putem să ne ducem crucea așa precum binevoim fiecare, încât să ne facem viața frumoasă, să ne facem viața un colț de rai în care să fie binecuvântat de Dumnezeu și de toți aleșii Săi. Amin. Părinte, vă mulțumim foarte mult în numele echipei SQTV din Canada și a ascultătorilor noștri care în mod cert vor aprecia ceea ce vor vedea. Vă dorim multă sănătate și multă putere de muncă, pentru că mai aveți încă de muncă la această mănăstire. Vedem că pereții așteaptă să fie pictați și invităm pe toți cei care doresc să sprijine, să vă sprijine, să vină, să vă caute, să vă ajute cu tot ceea ce poate să ajute, astfel încât această frumoasă mănăstire să fie finalizată cât mai curând. Mulțumim foarte mult și dumneavoastră pentru osteneală, pentru dăruire, pentru răbdare și pentru amabilitatea că, într-adevăr, cu multă voință, a scălcat în pragul acestei sfinte mănăstiri prin simplu fapt acela că, într-adevăr, ați realizat că este un loc mirific, este un loc frumos și este un loc binecuvântat de Dumnezeu. E bine ca omul să nu vorbească prea multe și să se arate a fi mai tăcut, dar înfăptuitor a ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Pentru că omul tăcând poate să vorbească faptele lui care să-l vădească și care să-l ridice la lumina cea neveștejită, așa precum știm că Dumnezeu este Cel care lucrează în chip miraculos, în chip nevăzut, pentru noi, pentru toți și pentru fiecare. Dumnezeu să rânduiască sănătate multă și multă pace sufletească, vremurile în care fiecare să se arate că este omul lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie cu noi cu toți și cel rău să nu-și găsească locul între noi, pentru că noi suntem, prin natura firii, slabi. Așa slabi cum suntem, nădăjduim că Dumnezeu ne va ajuta în continuare, încât să fim ceea ce ne dorim.